Învățământul are parte de reformă. Bacalaureatul actual va fi înlocuit cu un bac unic pentru toți absolvenții de liceu. Examenul maturității se va da după modelul testelor PISA, indiferent de profilul la care au studiat elevii. Care sunt avantajele, îți spune Marian Staș, expert în educație. De vedere, cea mai importantă componentă reprezintă adecvarea sau compatibilizarea cu ceea ce înseamnă arhitectura PISA, și anume punerea în evidență a aspectelor practice, punerea în evidență a capacității copiilor de a gândi în afara cutiei, și asta mi se pare un punct important, un punct tare. Cătălin Ciupală, profesor de matematică, nu este de acord cu schimbarea examenului de BAC. El spune că sistemul educațional românesc nu este pregătit pentru asta, iar elevii nu vor mai avea la fel de multe oportunități în ceea ce privește studiile superioare. Flexibilizare pentru elevi este de dorit, dar nu în acest fel. Eu cred că va fi o greșeală și un eșec total. Dacă te duci la o universitate bună, să zicem în Olanda, unde se duc foarte mulți elevi, da, și îți cere fizică la BAC, păi tu nu mai ai posibilitatea pe teste de tip acesta să dai fizică la BAC. Cu alte cuvinte, nu te mai poți duce în universitate. Modificarea bacalaureatului face parte din proiectul România Educată, care urmează să fie aprobat săptămâna viitoare în guvern prin memorandum.